Un alt mit alimentar al Hashimoto este: dacă mănânc puțin carbohidrați, este rău pentru tiroidă. Carbohidrații nu sunt un nutrient esențial în alimentație. 45% din cei cu Hashimoto au probleme cu metabolismul carbohidraților. O dietă mai săracă în carbohidrați cu indice glicemic scăzut este benefică în Hashimoto, ajută la echilibrarea zahărului din sânge și mai ales la scăderea anticorpilor. Dar problema în Hashimoto este acidul stomacal scăzut, pentru că te poți simți obosit când mănânci mai multe proteine și grăsimi și mai puțin carbohidrați din cauza digestiei incomplete a proteinelor. Pentru o digestie mai bună, opțiunile sunt mai multe legume, te ajuți cu betaină și pepsină și un pahar cu apă și lămâie sau oțet cidru de mere la mesele cu proteine.